și Pulhac în defensivă, la mijloc Isaba, Cătălin Munteanu și Bubacar în atac, Rus, Alexe și Țucudean, care marchează și golul 3 în acest moment. Iată, la primul atac al reprizei secunde, George Țucudean înscrie golul 3 al său. Cătălin Munteanu, centrare trimisă de Cătălin Munteanu, de gol într-un derby cu Steaua, câștigat de Dinamo cu 1-0 în Ghencea. Torje marca atunci cu capul. Hattrick Țucudean. Un meci excelent făcut de noul vârf al lui Dinamo.